Mioara Grigore a trecut la Domnul. Mulți dintre noi am cunoscut-o prin cartea sa Cancerul, dragostea mea, una dintre cele mai cutremurătoare cărți care au fost scrise în România în ultimii ani, după cum afirma criticul Dan C. Mihăilescu. A fost profesor de religie, mamă a 5 copii și o soție exemplară. A fost diagnosticată cu cancer la sân la doar 44 de ani, în urmă cu 6 ani. Medicii nu i-au dat atunci mari șanse de supraviețuire. Dacă ar mai fi printre noi, ne-ar declara cu siguranță că numai dragostea și rugăciunile familiei și ale prietenilor au ținut-o în viață. Am primit atâta dragoste de la soț, de la copii, de la cei din jurul meu, încât mulțumesc bunului Dumnezeu, măicuții lui, tuturor sfinților tămăduitori, că mi s-a dat să cunosc această minune, care mi se pare copleșitoare, a jertfei unui om pentru celălalt, a spiritului de sacrificiu, care, vă spun sincer, m-a ținut în viață. Și dragostea, pe acum am înțeles, și cuvântul plin de dragoste prelungește viața, indiferent în ce situație grată ai afla. Dumnezeu mi-a dăruit 5 copii în 6 ani jumătate, având o vârstă destul de înaintată, și un soț extrem de special, și port o boală din care a rezultat, cum să vă spun, conștientizarea faptului că Dumnezeu, în oceanul lui de iubire, poate picura în inima fiecăruia. Acum îmi dau seama cât de mult iubește Dumnezeu bolnavii. Pentru că am văzut că m-a ținut în viață cu o milă infinită. Tot timpul soțul îmi spunea, nu-ți va da Dumnezeu mai mult decât poți duce. Și mă agăț de acest gând. Într-o zi am conștientizat că la cât de mult am greșit de-a lungul vieții, m-am și mândrit de cele mai multe ori, ba cu copilașii mei, ba cu soțul meu, ba cu claia mea de păr, ba cu sănătatea mea. Și conștientizându-mi păcatele, mi-am dat seama că ar fi trebuit să dispar de mult, dar mila infinită a lui Dumnezeu m-a copleșit. Dacă mi s-ar mai da o șansă și mi s-ar mai da o fărâmă de timp, aș vrea să mă schimb și să implor pe Dumnezeu să de-a putere să spun și eu, Doamne, ajută necredinței mele. Pentru viața ei trăită cu frică de Dumnezeu, pentru atitudinea exemplară în fața durerii, dar și pentru modelul ei de soție și mamă, Mioara Grigore a primit anul trecut, din partea preafericitului Părinte Patriarh Daniel, diploma de onoare Maria Brâncoveanu. Diploma de onoare Maria Brâncoveanu se oferă doamnei Mioara Grigore, profesoară de religie și mama a 5 copii. Mioara Grigore va fi înmormântată miercurea aceasta în cimitirul vechi al parohiei Călugăru din comuna Tărtășești, județul Dâmbovița.